Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador. După 50 de ani la femei și 60 de ani la bărbați, densitatea osoasă scade, putându-se ajunge la tasarea vertebrală. Tasarea vertebrală, sigur, e modalitatea în care pacientul se prezintă la doctor. Pot avea dureri. 2. Se poate strâmba coloana. Pot apărea angulații, cifoze, pacientul ajunge să meargă așa, plecat în față sau deviat în lateral. În cel mai rău caz pot apărea prăbușiri ale vertebrelor unde spre măduvă și nervi și atunci apare și o simptomatologie neurologică și neurochirurgicală. Pot apărea compresiune asupra nervilor sau compresiune asupra măduvei, cu apariția unor deficite, adică unor pareze la nivelul picioarelor sau și la nivelul picioarelor și a mâinilor, până la paralizie completă, deci fenomene foarte grave. Noi avem un întreg arsenal terapeutic, de la tratament conservator, adică antiinflamatoare, antialgice, adică medicamente pentru durere, relaxante musculare, repausul la pat, până la intervenții minim-invazive, care sunt număr de două în principal, vertebroplastia și kifoplastia. Vertebroplastia presupune injectarea controlată, fără tăietură, printr-un ac mai gros, trocar, prin niște structuri de rezistență pe discul vertebral, în corpul vertebral, prin piele, sub control radiologic, a unui ciment preparat tot în sala de operație și acest ciment va fi injectat controlat în corpul vertebral, care devine solidificat, cum am întărit fundația unei case. Sora ei procedurală mai evoluată este kifoplastia, se injectează prin niște cavități preformate în corpul vertebral, astfel că cimentul se duce controlat în niște cavități preformate, nu se mai zice anarhic și riscul de migrare a cimentului este mult mai mic. În plus, se poate redresa corpul vertebral, adică, cel puțin în teorie, se poate înălța și ajunge la cât era în valoarea inițială. Fiind o proceduri minim invazive, în primul rând e un impact și emoțional, pacientul nu are nicio tăietură pe spate. 2. Pacientul se recuperează imediat, sigur trebuie să trezească dacă e cu anestezie generală, dacă e cu anestezie locală, se poate imediat, la câteva ore după operație, pus întâi la marginea patului, la 4-5-6 ore și după aia merge pe picioarele lui. În general, deci recuperare rapidă. Internare de o zi doar. În absența unui tratament adecvat, tasarea vertebrală cauzează dureri majore, ce imobilizează pacientul la pat. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador.